Mitică, stai! Mitică, stai, nu mișca! Ce e, Aurica? Acum îl rezolv. Ai pe mine? Nu te mai mișca, am zis. Acolo, mai sus! Mai sus! Acolo! Aha! Iartă-mă, Mitică, dar chiar nu am vrut să dau! Eu chiar am sperat că o să-l prind! Cum n-ai vrut, fă, să dai? Au! Ai dat cu mătura, ai vrut! Ia vezi, cred că încurge și sânge, vezi? Ai, nu te mai prosti că n-ai nimica, ai un singur cucui! Nu te mai plânge atât dacă nu-ți curg mațele pe acolo! Încetează! Hai, du-și mi-adu niște gheață! Știi prea bine că te-aș fi ajutat, dar în situația asta eu chiar nu vreau să intru în casă, te descurci! Nici eu nu mă duc în casă, Aurica, că mi-e frică! Auzi? Dar tu știi că e o problemă? Păi dacă noi nu mai vrem să intrăm în casă, unde dormim? Tu chiar ai dreptate! Noi nu o să mai avem casă! Nu o să mai avem unde să dormim! Cine-i face, Mitică? Cine-i face? Gata, fă revino-ți! Fii puternică! Ne face pe noi un șoaric! Găsim noi o soluție! Tu l-auzi? Știi foarte bine că eu cu Aurica te-am omenit mereu și te-am ajutat. Acum că necazul s-a năpustit asupra noastră, a venit momentul să ne ajuți și tu. Te vă ajut! Cu ce? Am venit dacă se poate să stăm la tine. Dar ce s-a întâmplat? Corneli, n-am scăpat de șoarec. Cum anul l-a rezolvat toma mea pijerea voastră? Nu, e, dimpotrivă. Nici frică să stăm în casă, că umblă peste tot. Hai, putem să stăm la tine? O noapte, două, trei, cine știe cât? Ue, ca să nu ziceți că-s băie rău, eu vă primesc, ui. Da. Uitați și voi, nu stau în cele mai bune condiții. Am un singur pat și maxim pot să-l înghesui pe Mitică lângă mine. Doar nu o să dorm cu Aurica în pat. Iar tu, Aurica, dacă vrei să stai și să dormi aici, îți întind ceva pe jos și dormi acolo. Aurica, altă soluție n-avem. Trebuie să acceptăm. Eu n-am plătit curentul și la capitolul mâncare nu stau prea bine. Mai am o conservă și o bară de salam. Dar eu zic că ne descurcăm, măi. Asta nu-i problemă de mâncare. Vin să ai. Corneli, eu vreau să te mai întreb un singur lucru. Tu ai glumit când ai zis că dormi aici cu șoareci în casă, nu? Nu, Faoric, normal că nu am glumit. Eu sunt genul de om care înainte să mă pun la somn, număr șoarecii, nu oile cum fac alții. Și la cât de mulți uneori ne mai pierd numărul. Și o ies la capă. Mitică, știi ceva? Eu în cazul ăsta refuz să dorm aici la Cornel. Treci că am eu altă variantă. Mulțumim, Corneli! Hai, dacă mai aveți nevoie, mă găsiți aici. Pa! Ioane, uite cum stă treaba. Din ce știu eu, Maria, ai plecat în străinătate, ceea ce înseamnă că tu ai o cameră cu un pat liber, nu-i așa? Da, Olga, dar de ce întrebi? Am vrea să dormim și noi la tine, dacă se poate. A ce, voi n-aveți casă? Oi, avem casă, numai că avem un șoaric și noi nu prea am vrea să stăm în casă. Șoaric? Adică vărmă, Ioane, am eu un văr pe care noi îl poreclim șoaric. Asta pentru că el e mai fâșneț așa și mai băgăcios de fel, înțelegi? Și de asta noi îi spunem șoaric. Bă, da, dar am înțeles care e problema, doar aveți două camere, nu? Avem două camere. Problema este că nu știu unde intră șoaricul și pe unde iese. Am impresia că stă în ambele camere. Nu, Ioane. Mitică vrea să zică că vărul meu ăsta șoarecul, el e mai pretențios și noi am vrea să-i lăsăm ambele camere și să nu-l deranjăm cât stă la noi, înțelegi? Vrem să-i facem toate condițiile, iar noi să ne limităm la o singură cameră la tine acasă. Ei, și dacă îl prindem săptămâna asta, cu siguranță nu o să te mai deranjăm săptămâna viitoare. Să-l prindem, adică să-l surprindem, Ioane. Noi vrem să-l surprindem plăcut cât stă la noi în vizit, înțelegi? Bune, dar cât vreți să stați? Până roade șoare cu toată casa, eu știu. Nu, Ioane, până când își găsești vărul meu altă chirie. Aurica, tu crezi că eu sunt prost? Crezi că nu m-am prins că aveți șoareci în casă și vreți să stați la mine? Șoarec, Ioane, nu șoareci, e unul singur. E unul singur, ai mare grijă. Bine, hai că vă ajut. Eu știți că sunt băie bun, da? Vă ofer aici toate condițiile. Vă dau o cameră. Ce vreți voi, vă aduc. Da, 300 de lei pe noapte. Cât? 300 de lei, Ioane, dar astea sunt prețuri de hotel. Știi ceva? Tu să nu mai apelezi în viața ta la noi, las că-i zic eu lui Maria să nu-ți mai trimită bani din străinătate și o să vezi tu atunci când o să mori de foame și o să ajungi tu la mâna noastră, o să vezi atunci să vezi cu tine că nu te ajută nimeni în viața ta. Părinte, am încredere că rugăciunile tale o să ne scape de intrus.
Doamne, apără casa asta de șoare, șobolani, de gânzare și de toate dăunătorile care sunt pe fața pământului. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, apări și păzăște pe acești păcătoși și sfințește-le lor, Doamne, casa să scape de toate răzătoarele, de toți dăunătorii, de șoareci cu coadă lungă, păroși, întruchipați în cel rău. De Doamne! Gata, măi, sunteți salvați. 500 de lei la părintele, vă rog. Poftim, părinte, ultimii mei bani. Dascăle! Hai, dascăle! Ajutor! Ajutor! Aurică! Ăla nu-i șoarică, Aurică! E nicuratul, Doamne, în apă își păzește! Gata, părinte! Am scăpat de el! Am asigurat că nu l-am luat cu noi! Ți-am zis, Aurică, că nu-i bine cu preotul ăsta tău? Nu are nicio putere nimic și a rămas cu șoaricul în casă! Ce vrei să fac, mitică? La cât sunt de disperat, am zis, încerc! Dar se pare că nici el de sus nu ne mai ajută. Știi cine ne-ar ajuta? O firmă din asta de deratizare. Sigur a scăpat de șoarică. Oameni buni, voi vreți să mai continuăm cu partea a treia? Eu unul sincer să fiu, mi-e frică. Dar dacă voi vreți neapărat și vom aduna peste 5.000 de distribuiri cum s-au adunat în primul episod, atunci vom continua și cu partea a treia. Tu ăsta care te uiți la mine, dă-mă și tu un share, un like acolo, măi, că e gratis, nu te costă nimica. Hai, Doamne ajută, măi!